La Sensul TV, prin programul Catena pentru Artă, vă prezentăm cele mai fascinante ateliere ale artiștilor bucureșteni. Suntem în strada Emil Pangrati, în atelierul sculptorului Laurențiu Mogoșanu. Laurențiu Mogoșanu, unul dintre cei mai apreciați sculptori bucureșteni, a fost decorat de președintele României cu medalia Meritul Cultural în grad de cavaler. A primit premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru tineret, pentru ambient, premiul juriului Uniunii Artiștilor Plastici și premiul național Constantin Brâncuș. Lucrări semnate Laurențiu Mogoșanu se găsesc în colecția Casei Regale a României, colecția Fundației Anastasia, colecția Ludwig Forum, Germania, în Muzeul Național de Artă Contemporană, precum și în colecții private din România, Olanda, Germania, Franța. Domnul Constantin Lucaci a avut un aport important în realizarea acestor două corpuri, care sunt și alte corpuri de ateliere mai vechi. Acestea două de aici, din apropierea căii dorobanților, sunt mai noi oarecum, cred că sunt făcute prin anii 70. Deci eu aș fi al doilea locatar al acestui atelier. Mă mărturisesc că în perioada când mă pregăteam pentru facultate, m-am pregătit într-un atelierele acestea și jinduiam așa că poate cândva mă vrea Dumnezeu să am un atelier. Când îți dorești foarte mult un lucru, Dumnezeu îți ajută și iată-mă și în Pangrati. Chiar mă simt ca pe o arcă. Aici mă sunt înconjurat de lucrările mele, de proiectele mele viitoare, de bancul de lucru, scule și aproape că aș spune că nu am mai am nevoie de nimic. Dar sigur că toată munca noastră, tot travaliul de atelier, la un moment dat trebuie arătat celor care sunt doritori, care vor să vadă parcursul meu în activitatea asta de creație și de muncă artistică. Îmi place să mă trezesc dimineața aici în atelier, să-mi continui lucru început cu o zi înainte, să îmi beau cafeaua aici în atelier și mirosul ăsta care îmi inundă, să spunem, atelierul, creează așa o stare plăcută și o dispoziție pentru o nouă zi de lucru. Din perioada când încă nici nu intrasem la facultate, am făcut o călătorie în Bucovina și îmi doream foarte mult să văd arta medievală și pictura exterioară și tot ceea ce a însemnat acea perioadă. Și probabil pornind de acolo, toată încărcătura aceea m-a dirijat spre zona asta. Fac referire la faptul că la Suceava am văzut moaștele Sfântului Ioan cel Nou, care sunt găzduite acolo de Catedrala Metropolitană. Apoi am început să cercetez viețile sfinților și să aprofundez această trăire a lor specială întru Hristos. Trebuie să viețuim și noi și atunci mărturia asta a noastră despre viața întru Hristos trebuie făcută, cunoscută și cine știe, e o sămânță aruncată și să sperăm că va rodi. Pot să fac decât o invitație celor care vor privi acest film să mă caute și să-l viziteze, pentru că năzuiesc că vor avea o trăire aparte, o trăire specială. Faptul că e altceva față de tumultul orașului, de tot ce există în zona, această mișcare continuă și aparent dezordonată a celor ce se întâmplă într-un mare oraș și aici vor avea loc de liniște și trăire spirituală. Am stat de vorbă cu sculptorul Laurențiu Mogoșanu. Atelierele sunt povești fără sfârșit. Vă invităm să le vizităm împreună.